întrebarea de ce nu mai ieșim în stradă. Măcar să îi luăm pe aia care sunt ok, că nu toți politicienii sunt gunoaie, și să le zicem, bă, treziți-vă, trageți de mâne că șefimea, ăla de la PNL, trage-l de mâne că pe Stroie, pe Antonescu, ăla de la PSD, trageți de mâne că pe ăia, pe șefii, pe Dragnea sau pe cine mai aveți voi pe acolo, ăla de la PDL, ăla de la... Pentru că ce zic eu? Și ce ți-am spus eu? Uite că o susțin un deputat PSD, acum văd, pe Mediafax, Florentin Gust, care spune foarte clar că cel puțin doi miniștri ar trebui să fie demiși. Și îmi spune șirul de bâlbieri și de erori care au urmat incidentul aviatic de la Cluj nu poate rămâne fără consecințe politice și administrative. Este nepermis că doi oameni au murit pentru că n-au putut primi asistență medicală la timp. Bă, băieți! Demisie, dar repede! Bine ai venit, Corneliu Vaida! Servus, Sabine! Servus! Tu vii din Timișoara. Zi-mi și mie, pentru că probabil știi mai bine decât orice om din orice altă parte a țării, de ce nu se mai iese în stradă. Voi ați ieșit atunci, era cel mai bogat oraș din România în 89, era celebra frază pe care, știi, mai zis-o, era un magazin cu, era un oraș cu magazinele goale, dar cu frigiderele pline, și totuși, de acolo, de la cea mai mare prosperitate, s-a ieșit în stradă. Acum, când suntem toți abulici, când stăm și ne uităm pe Facebook-uri adevărat la astfel de citate, tăcerea este mormântul pe care îl săpăm neamului nostru, și nu ieșim. Nu ca să spargem vitrine, nu ca să dăm cu bâta în cap, să le spunem că existăm, atâta tot, și că, băieți, impozitul este obligația noastră, dar este o datorie a voastră. Sunt două părți ale eticii sociale. De ce nu mai ieșim? România e o țară a paradoxurilor și asta chiar dinainte de 89. A început cu paradoxul ăsta, care l-a exemplificat tu, și ultimul care mie îmi vine în minte este faptul că s-a ieșit în stradă pentru Raed Arafat și bine s-a făcut, nu e un reproș, dar nu se iese în stradă pentru însănătoșirea sistemului sanitar, care mi se pare mult mai important decât păstrarea în funcție a unui funcționar public care are merite deosebite. Dar deasupra lui este un sistem care rămâne bolnav. Și românul nu înțelege. Cred că există o autosuficiență, jemanfișism, nu știu cum să-i spun. Una din întrebările mele de astăzi, care ți le-am pus și ție în particular, a fost, nu știu, cu ce ar trebui amestecată mămăliga ca să explodeze. E o întrebare la care nu știu cine poate să dea un răspuns. Cu poprică. Știi că în adevăr este paprika, poprică. Cu poprică, așa e. Numai nu știu ce trebuie să se întâmple, declicul ăla care s-a întâmplat și în Timișoara în 89, pentru că nu s-a ieșit pentru Tökes, nu s-a ieșit pentru... S-a ieșit pentru că ne-am săturat. S-a făcut un declic, a venit Ion Monoran, a tras de frânghia tramvaiului, a oprit tramvaiul și de acolo a început totul. Acum trebuie să vină cineva să tragă o frânghie, să se declanșeze ceva, ca românul să conștientizeze că efectiv e în joc viitorul lui, al lui, al copiilor lui. Ne batem cu cărămida în piept că murim de grijă a copiilor noștri. Dar nu facem nimic pentru chestia asta, decât mergem și dăm o șpagă la învățătoare ca să aibă grijă de el. Dar în stradă am organizat și eu, ții minte, faimoasa, între ghilimele, manifestație pentru Casa Miule din Timișoara. La prima ieșire au venit 14 persoane. La a doua au venit 100 și ceva, la a treia au venit 300 și ceva. Dar în grup am avut peste 3000 de susținători, dar virtuali. Susținători reali au fost cei care au fost alături de mine acolo. Pentru că aia a însemnat o voce care s-a făcut auzită. Uite, îmi scrie cineva, să nu-mi zici numele, te rog. Din județul Mureș. În fiecare zi eu merg aproape 2 km prin Oroi la stația de unde iau autobusul spre școală. E un copil de 16 ani. Știi ce mi-a zis primarul când am zis să aducă un pic de piatră pentru un drum mai decent? Mută-te, bă, lângă asfalt. Să nu-mi zici numele, dar te rog, zi despre primari. Copile, tot ce pot să fac ca solidaritate este să-ți arăt. Am fost acum într-o comună de lângă Cluj. Poți să arăți chestia asta?
Vezi cum arată? I-am păstrat din adins pentru mesajul tău. Așa arată. Lângă Cluj. Lângă orașul care dă singura universitate din România în top Shanghai. Și am zis, bă, nu-mi spăl pantofii, să-i arăt copilului eluia că peste tot e la fel. Dar că nu o să îi dau drăgușance și altceva, ci o să vorbesc chiar despre problemele lui și o să-i arăt că și eu tot pe acolo om. Pentru că nu mai există niciun pic de solidaritate. Crede-mă că mie mi-e rușine că sunt gazetar. 6 zile pe săptămână, mie mi-e rușine că sunt gazetar. M-a sunat azi Grigore Cartianu, bă, Sabin, vezi că avem o lansare de carte, mi s-a tradus cartea lui, Moartea lui Ceaușescu, Sfârșitul lui Ceaușescu, în limba italiană. A vândut 250.000 de exemplare. Hai să ne vedem sâmbătă, să povestim, poate veniți mai mulți. Și am zis, bă, Grigore, știi ce o să vin? Eu cartea am citit-o, că am căpătat-o de la tine. Dar vin numai ca să fiu lângă tine și să mai vină încă 2-3 și să zică lumea, bă, ăștia sunt aia care nu n-o dat niciodată drăgușance pe post. Ăștia sunt aia care nu n-o vorbi niciodată despre cât botox și-o pus nu știu care Simona Senzual pe unde și-o pus botox. Numai pentru aia mă duc. Pentru o ieșire din rușinea de a fi gazetar. Așa cum probabil va trebui comunitatea asta românească să iasă din rușinea de a fi român. Pentru că atâta vreme cât taci și ție zmor oamenii în apuseni, pentru că unul spune hăis, altul spune cea, în timp ce se putea, uite pe ce, uite, hai să le arăt. Știi pe ce putea să facă? Uite aici, asta ci că-s telefoane deștepte. Telefoane deștepte, mai deștepte decât mine. Dai pe ăsta și îți arată unde ești. Uite, Google Earth. Îți arată mai întâi globul pământesc și după aia merge singur să-ți arate unde ești. Nu trebuiau decât să se uite și ei. Bă, să vedem unde-s oamenii ăștia. Atât trebuiau să facă ăia din ministere. Uite aici, vrei să vezi apusenii? Hai că vezi apusenii, tată. Uite aici ai vezi. Peste tot. Poți să vezi fiecare copac din pădure. Și tu îmi spui, nesimțitudele de la minister, că n-ai putut să te uiți pe ce? Pe coordonate? Bă, asta bine, tot noi îi alegem. Bă, tata, asta nu-i mai țară, asta e conjunctură. Asta nu mai este țară. Are drapel, ok, și echipele de fotbal au drapel. Are im. Și echipele de fotbal au im. Dar echipele de fotbal sunt mai organizate și alea din Liga a 18-a decât țara asta. Tu știi de când a început România să o ducă bine? De când ne-am adus un neamț să ne conducă. Eu pun mână de la mână, hai să punem mână de la mână și cumpărăm un neamț. Mai la Partidul Bavarezilor. Eu cred că așa ar trebui. Și ce, mă băiete, am strâns 1 milion de euro. Nu vii pentru un an. Să ne arăți ce trebuie făcut, naibii. Nu mai vreau sisteme franțuzești, nu mai vreau sisteme italienești, nemțești. Vreau ăla care vine cu chestia fixă, așa cum vii tu, cu super, hiper punctualitatea ta. Așa vreau să vină și ăla. Ce ne lipsește? Responsabilitatea. Ce e aia? Noi, cetățeni, nu suntem responsabili, pentru că nu alegem responsabil, pentru că nu ne prezentăm la vot. După care, cei care sunt aleși nu sunt responsabili, pentru că eu n-am auzit ca vreun ministru să semneze ceva gen contract de management unde să spună, dacă nu fac așa, îmi asum răspunderea și suport consecințele și așa mai departe. Chiar extrapolăm sau o luăm invers și la firmele de stat, care știi și tu ce evoluție, pardon, ce involuție au, unde sunt puse pe butuci de către manageri care iau bani grei ca să le falimenteze, te întreb eu. Cred că da. Păi și atunci nu suntem proști. Ba da. Ba da. Nu răspund. Prea devreme împușcatul ne-a lăsat fără datorii și cu niște bani într-un cont, cică. După aia ne-am vândut și ne-am privatizat tot. Teoretic ar trebui să facem un purcoi de bani, nu? De la flotă, la agricultură, industrie și așa mai departe. Și noi suntem ultima gânire din cotețul financiar al Europei la ora asta. Dar ne-am dat tot. Acum ne dăm și resursele. Politicienii ăștia din ziua de astăzi, nu știu, n-au cât citit pe Google că cei care au resurse au și puterea în lumea asta. Noi le dăm. De ce? Da, mă, eu le tot dau exemplu Congo.
Congo este cea mai bogată țară în resurse din Africa. Cea mai bogată. Statistic, este și cea mai săracă țară din lume ca nivel de trai. Pentru că și-a dat resursele pe nimic. Băi, eu nu zic. Gazul de șist. Nu vreau să mă pronunț pro sau contra. Nu sunt specialist. Dar vino și explică-mi, tată. Mă, băiete, mă, contribuabilule, mă, germane. Păi fii atent aici. Am atâta gaz de șist. N-am tehnologie. Mă duc la firma aia americană sau neozelandeză sau de unde vreau de pe Marte și îi zic, hai să facem împreună. Dar nu poți să-mi spui că am atâta gaz de șist și eu primesc atâta și restul ei tu. Eu primesc atâta redevență. Ok, mă duc la aia și zic, bă, băiete, cât vrei, cât poți să investești aici? Cât costă investiția? 10 miliarde. Și cât e rata ta de profit? Pe undeva, dacă ar fi la, noi unde facem în țările normale, unde câștigăm 15-20%, e super ok. Bine, bă, ia 20 de miliarde de euro după ce sapi gazul ăla. De cât e gazul ăla de 100 de miliarde? 80 sunt ale mele. Astea sunt date luate de pe site-uri americane de profil. La cât este evaluat? Măcar 50 să fie ale noastre și tot ar fi bine. Dar nu, nimeni nu-și pune întrebarea. Toate firmele care le-am vândut străinilor erau falimentare. După ce le-au luat ei... Au mers extraordinar. Au mers extraordinar. OMV-ul, eu știu, altele, care fac profit de... Nici nu știi foarte bine să citești la repezeală. Profit l-a făcut în România. Da. Păi înseamnă că noi am avut și avem în continuare niște manageri și niște conducători incompetenți. Păi tu ai văzut pe cine au pus la CNADR? Șef la comunicare. Păi la comunicare trebuie să fie un tip de încredere. E principiul promovării incompetenței, ca să mă exprim fin. Elegant, că suntem înainte de 12. Da. Uite ce îmi zice Camelia Anca. În România, atâta vreme cât o să fim conduși de români, nu o să fie niciodată bine. Ai văzut? Vorba mea. Trebuie un neamț. Și poate și un japonez e bine de adus. Îmi zice Corina. Dacă 400 de moți au reușit să se adune în scurt timp pentru a salvea 7 persoane, tot ei vor fi cei care se vor porni să salveze România și noi va trebui să-i urmăm. Asta e țara noastră, ăștia-s copiii și părinții noștri și vrem o viață decentă. Doamne, știi, ajută. Că este o chestie în Munții Apuseni. Să te ferească Dumnezeu de supărarea moțului și să dea Dumnezeu să-i fii musafir. Mă, moțul te primește. Tot ce are el mai bun pe masă, îți dă. Indiferent, poți să fii și japonez în vizită, unde ești, îți pune pe masă. Dar nu-l supăra. Ori acum ți-ai bătut joc de el. L-ai trimis încolo, l-ai trimis încoace. Și-s moții ăia care se uită după camioanele care trec pline de lemne și ei, dacă tai o creangă în pădure, au dosar penal. Pentru că legea moțului niciodată n-a fost respectată. Și totuși nu ieșim în stradă. Eu aș vrea să văd dacă va exista vreodată un ministru sau un prim-ministru sau un guvern în țara asta care spună, băi, hai să facem așa. Timp de 5 ani de zile nu se mai taie niciun vreasc și se vinde doar lemn prelucrat, adică mobilă. Și dacă se dau de ceasul morții firmele străine, să zic că nu-i nimic, aduceți fabrica în România și facem aici, ce aveți, că e mai convenabil. Una de lucru e mai ieftină. Corect. Are cineva... Tu ai văzut cum s-au dat contractele? În 2003, Năstase a dat către o firmă austriacă să taie 1 milion de metri cub de lemn pentru 10 ani. Deci îți dai seama ce a fost acolo, bă, și dacă vine aia, tu ai contractul beton. Așa a fost și cu Bechtelul. Și acum tot ei urlă... Oho. Tot ei urlă că, vezi, Doamne, ce pagubă face... A făcut Bechtelul. A făcut Bechtelul pagubă. Sabine, da. Soția mea e de pe Valea Ierii. Eu nu mă mai duc acolo pentru că nu mai pot să mă uit la munții aia care eu, când, acum 25 de ani, când am fost acolo prima dată, erau plini de păduri, nu puteai să treci. Atât de des erau. Și acum nu sunt decât niște munți golași. Pe Valea Ierii, cine merge acolo poate să confirme. E inacceptabil. Inacceptabil. Nu se poate așa ceva. Bine, domnule, tai, dar ai pus ceva în loc. Fă ca în Finlanda. În Finlanda nu ocolul silvic îți pune bradul la loc. Nu el împădurește, ci beneficiarul. Cine e ăla care tai 1 milion de metri cub de lemn? Firma austriacă? Firma austriacă. O vezi? Bagă, tată. În Austria, în afară de toaletare, nu se poate face nimic. Dacă aici se dă legea cu toaletarea, o să toaletăm tot. 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 Și totuși, vii din Timișoara. Ce zic timișorenii? Vorbesc despre asta. Timișorenii vorbesc, dar nu știu, Bănățanu e puturos, trebuie să recunosc.
Eu nu cred asta. E greu. Uite, când pentru Roșia Montană s-au strâns în București 20.000 de oameni, în Timișoara au fost 200 în Piața Operii. Și au fost 200 pentru că au fost niște muzicieni acolo care și-au adus cule și-au făcut puțin zgomot și-au atras lumea. Altfel, cred că nu erau poate nici 100. Noi știm să dăm cu mouse-ul și să dăm like-uri și credem că ne-am făcut datoria. Am scris ieri pe Facebook, nu mai îmi trimiteți invitație de pagini de solidaritate. Respect pentru Iovan și pentru săraca fata aia, Dumnezeu să-i odihnească. Pentru că nu așa se manifestă respectul. Respectul se manifestă în stradă. Nu să dai un like pe Facebook. Trebuie să ieși în stradă și să strigi și să bați obrazul guvernantului pentru ce a făcut și să-i ceri să răspundă. Ăsta înseamnă respect. Nu să dai like-uri. Eu mă întreb, îmi scria cineva pe Facebook, mă, dacă aveam Facebook în 89, oare mai era revoluție? Nu cred. Să știi că e foarte bună întrebare. Da, excepțională. Nu cred că mai era. Dacă atunci era Facebook, nu. Făceam revoluție cu mouse-ul. Dădeam like-uri și scriam acolo mesaje de condamnare a comunismului. Dacă am fi avut curajul, bineînțeles. Tu ce soluție vezi? Nu știu, este foarte greu de spus. Oricum, din punctul meu de vedere, soluția tot din stradă trebuie să plece. Pentru că nu ne mai reprezintă cei pe care i-am votat. Pe tine te reprezintă cineva în guvern, în parlament? Nici pe mine, nici pe toți prietenii mei pe care îi cunosc eu și cu care discut chestiile astea zilnic. Și atunci pe cine reprezintă? Că dacă eu cu toți cu care vorbesc nu-i reprezintă, pe cine reprezintă? Pe aia 47% de nostalgici? Că așa spun statisticile. Măi, oameni buni, eu nu știu cine să ia 47% de nostalgici, dar cred că au uitat multe lucruri. Uite, îmi spune un domn, Caroi Levente, Petrușan, avem nevoie de monarhie. Corect. Singurul referendum de la care mai trebuie să participăm, și îmi spune un maghiar chestia asta, este cel pentru monarhie constituțională. Este singura soluție. 100% de acord. Ai dat exemplul Suediei. Toate țările nordice au monarhie. Și de ce rău o duc? Eu nu vreau să dau monarhia exemplu ca un fel de cum era Nichita Țănescu, nenea scăpătorul. Că nu mai am. Dar efectiv nu mai ai o alternativă exact. La partide. Și ce văd? Eu văd în rege un om care vine și trage de mânecă. Pe ăștia nu-i mai trage nimeni de mânecă pentru că toți sunt înțeleși. Nu mai poate să vină opoziția de astăzi să spună că ăștia fură pentru că opoziția de care au fost la putere ieri are o problemă cu furtul. La fel, ăia la alți și un fel de lanț de ăsta, un șarpe uroboros, da. Care își mâncă mereu coada și în care vezi că, bă băieți, toți furați, dar toți pe banii noștri. Ia mai furați și vede de la voi de acasă. Lanțul Möbius. Da. Eu speram să-mi spui că în Timișoara se mișcă ceva. Eu speram să-mi spui că în Timișoara mai există câte un pic din ce era în 89. Măcar... La nivel declarativ, vă spun sincer. Măcar bătutul obrazului în stradă. Revoluționarii sunt o clasă socială care este compromisă. În rest, există voci, dar sunt izolate. Nu pot să polarizeze. Nu există lideri de opinie credibili. Și nu cred că e cazul numai Timișorii. Eu nu acuz, eu explic care este percepția mea. Și apare câte unul care este lider de opinie, face o chestie punctuală, dar care nu are nicio urmare. Pentru că totul se bălmăjește. Iar revin la exemplu Casa Miule. Am făcut o mișcare, am reușit să facem o jumătate de treabă. Acea casă retrocedată unui clan. Unui clan țigănesc nu, și așa țigănesc, mai care au vrut să o demoleze, să facă un palat cu turnuleți și așa mai departe. Casa istorică. Exact. Casa de patrimoniu. S-a blocat la stadiul la care e, de ruină, casa și nimeni nu mai face nimic mai departe. Eu mă așteptam și de la primar, și de la prefect, și de la președintele Consiliului Județean să scrie ei cererea către Ministerul Culturii pentru expropriere în interes public a casei, care să fie evaluată la justa evaluare de piață în stadiul în care se află. Nu se aștepte să vină Vaida Corneliu și să agite oamenii pe stradă și să-l tragă jandarmii de mâine care spune, domnul Vaida, data viitoare, vă rog frumos, conform legii să-mi organizați protestul ăsta spontan de pe Facebook. Pe mine și ce mă sperie? Mai avem doar 2 minute, dar musai să spun. Pe mine mă sperie că exact cum stau de povești acum cu tine, săptămâna trecută am stat de povești cu o femeie din Ploiești, care s-a pus dimineața pe tren, toată noaptea s-a uitat la emisiuni, să vadă dacă merită să vină să vorbească cu mine.
Și m-am trezit cu dânsa aici, fără un telefon, fără nimic. Și zice, păi am venit să vorbesc. Păi, doamnă, dar știți, eu nu pot face minuni. Eu sunt un gazetar care vorbește despre aia care promit că fac minuni și nu fac. Da, dar eu nu mai am cu cine vorbi. Că am vorbit cu 2-3 gazetari și în rest cu nimeni nu mai am cu cine vorbi. Și femeia mi-a arătat un act de la judecătorie, de la justiție, în care se spunea clar că testamentul este fals, cu analiză grafologică, cu tot, cu expertiză. Și ea spunând, e adevărat, actul demonstrează că e fals, dar noi nu mai putem să dăm înapoi procesul. Și te uitai și nu înțelegeai, băi, Kafka, Ibirlic, nu se poate așa ceva într-o țară ca asta. Pentru că dacă se poate, înseamnă că se poate și să nu mai plătesc taxele. Tu înțelegi că eu mă gândesc foarte serios de o săptămână sau două să nu mai plătesc nicio taxă? Și cu accidentul ăsta pe care l-am văzut al alteri, mi-am dat seama 99,99% că singura soluție este un avertisment tras. Nu mai plătim taxe atâta vreme când nu ne spuneți, băiete, ai dat 5 lei. Atât o mers acolo. Mă interesează să fiu solidar cu propria țară, dar să nu fiu furat vorbindu-mi se de solidaritatea cu propria țară. Dacă trebuie, uite, nu știu cum o scot. Scot verigheta și o dau, eu dau lui Isărescu să o bage în, cum a făcut sud-coreenii. Rezervă valutară, scot asta. Mă duc și iau, nu știu, dinții lui Buna, dacă îți de aur și bag în Isărescu, iai, că are nevoie țara de aur. Dar bă, tată, măcar dați-mi sentimentul unui viitor onest. Chiar dacă prezentul putem să-l înțelegem. Îți mulțumesc tare mult. Scuze că am povestit. M-am enervat cât am putut. Băgăm publicitate. Să ne vedem stradă. Și zi la Timișoara. Așteptăm în Timișoara să faci o misiune pe stradă, cum ai spus. În stradă, fac. În stradă. Tu adună lumea. Mulțumesc tare mult. Publicitate.